Salut, fraților, și bine ați venit la un nou video tutorial. Eu sunt Genu. Astăzi o să facem un mic video tutorial pe The Crew 2, un joc pe care am început să-l joc de puțin timp, de circa o săptămână. Un joc care vreau să vă spun că mi se pare un joc foarte distractiv și foarte bun, mai ales jucat cu împreună cu prietenii. Despre ce vorbim în videoul de astăzi, foarte simplu, despre cele mai bune mașini pe care putem să le avem pe fiecare clasă în parte, fiecare categorie. Sunt foarte multe categorii în acest joc de curse, așa că o să vorbim de fiecare categorie în parte, care este cea mai bună mașină. Repet, cea mai bună, nu neapărat cea mai rapidă, pentru că știm destul de bine persoanele care joacă jocuri de genul ăsta, că nu doar viteza este totul, în anumite curse este mai ok, ca să zic așa, o mașină poate puțin mai lentă sau cu un top speed mai micus, pentru că sunt foarte multe curbe și preferăm o mașină care se controlează mai bine decât una foarte rapidă, dar care să ne dea probleme în curbe. După cum vă spuneam, nu joc jocul acesta de foarte mult timp, încă nu am avut timp să testez prea multe mașini, dar cred că ca oricare altă persoană care se joacă acest joc, având la dispoziție atât de multe mașini și este relativ destul de simplu să faci bani ca să-ți cumperi mașinile, cauți să ai, cel puțin la început, cam cele mai bune mașini slash bărci sau avioane pentru fiecare clasă în parte. Așa că am făcut câteva căutări pe internet, am văzut puțin cei care joacă la nivel pro și așa mai departe ce mașini folosesc. Bineînțeles, exclude mașini care pot fi obținute prin obiective sau battle pe pass-ul respectiv, cum se numește. Vorbim strict de mașinile pe care putem să le cumpărăm. Deci, pentru fiecare categorie în parte, cea mai bună mașină pe care noi putem să o cumpărăm. Și începem de la Street Race, unde avem de la Lamborghini. Îi dăm un filtru aici. Disciplină Street Race. Iar ceea ce am aflat este că pentru acest tip de cursă, cea mai bună este Lamborghini Gallardo Superleggera. Deci asta este cea mai bună mașină pentru acest tip de curse. Ca o alternativă, o mașină aproape la fel de bună ca Lamborghini Superleggera, avem și Porsche, o mașină de la Porsche pe care o să vă arăt, doar să le găsesc. Cred că o să am destul de multe dificultăți să caut aici și cu siguranță voi vedeți imediat unde este și o să mă duc de 3-4 ore în sus și în jos până o să o văd aici. Ok, Porsche, filtru, Street Race și vorbim de 911 Carrera 4S 992, această mașină. Deci această mașină este aproape la fel de bună ca Lamborghini Gallardo Superleggera. În ceea ce privesc motoarele, tot pentru partea de Street Race, avem un Ducati. Ducati, filtre Street Race, ok. Și vorbim de Ducati Panigale R. Acest Ducati. Deci, astea sunt cele trei mașini, mă rog, două mașini și un motor, cele mai bune pe care puteți să le cumpărați pentru a le folosi în Street Race. În ceea ce privește drift, modalitatea drift, cea mai bună mașină pe care putem să o folosim este de la Mazda. Sper să o găsesc. Aici este Mazda, iar mașina este RX-7. Stai să-i dăm un filtru, scoatem Street Race-urile drift. Aceasta este cea mai bună mașină pe care puteți să o folosiți pentru partea de drift.
este cel mai ușor de controlat și se fac cele mai multe puncte. În ceea ce privește drag, categoria drag, avem un Corvette. Să vedem dacă îl găsim. Nu l-am găsit. Mai încercăm o dată. Ani Peugeot. Chestia e că îl și am deja, o să vi-l arăt direct la mine. Este vorba de acest Chevrolet Corvette. Practic este cel mai rapid pentru că până la urmă pentru că cursele de drag asta ne interesează, adică nu avem curbe, nu avem absolut nimic, avem doar viteză, top speed, iar aceasta este cea mai rapidă mașină pe care puteți să o luați. Bun, mergem mai departe și vorbim despre hypercaruri, unde avem Bugatti, mai exact Divo, o să vi-l arăt acum, uitați-l aici, aceasta este cea mai bună mașină pe care puteți să o folosiți la categoria hypercar. La categoria rally raid avem un Peugeot. Sunt mult prea multe categorii aici și mă pierd în ele. Peugeot, ok, avem aici Peugeot 3008 Dakar Maxi, este cea mai bună mașină pe care puteți să o folosiți la Rally Raid. După aceea, pentru bike Rally Raid, avem tot un Ducati. Mai exact, Ducati Monster 1200S, pe care puteți să-l folosiți, este cel mai bun. Mergem mai departe, pentru partea de motocross avem KTM, KTM, aici, 450, EXC, nu mă scuzați, am greșit, nu ne trebuie pentru Rally Road, ci pentru motocross, iar motorul care ne interesează este acesta, 450 EXC Red Bull Edition. Mergem mai departe, Rally Cross, ca mașină avem un Mitsubishi. Sper să-l găsim. Mitsubishi. Ok, filtre. Rallycross. Este această mașină Lancer WRC 05. Este cea mai bună mașină pe care puteți să o folosiți la Rallycross. După ce avem Hovercraft. Aici cred că cel mai rapid vă pot arăta de aici. Facem un filtru, scoatem Hypercar, Motocross, Rallycross, mergem pe Hovercraft. Iar aici la Hovercraft avem Proto Speedster. Acesta. Este cel mai bun Hovercraft pe care puteți să-l folosiți
la acest tip de curse. După care la aerobics, vorbim de aerobics, este Slick Aircraft Slick 360 HP. Este foarte ușor de controlat în aer. Nu este cel mai rapid, dar repet, nu neapărat viteza contează, contează și cât de ușor este de controlat avionul sau, mă rog, mașina respectivă în funcție de cursă. Jet Sprint. Aici avem un Proto Hornet. Mai exact acesta. Este cea mai rapidă parte pe care puteți să o luați pentru acest tip de curse. Monster Truck. Pentru Monster Truck, ABAR 500. Acesta este cel mai bun, cel mai rapid. Demolition Derby. Aici avem un Fender Firenze. Mai exact acesta. După aceea, Powerboat. Avem un 1414 Demon. Aceasta este cea mai bună barcă pentru acest tip de curse pe care puteți să o folosiți. Touring Car. Aici avem mai multe. Cred că fac mai repede de aici pentru că este vorba de un Lamborghini. Mai exact, Gallardo Super Trofeo. Aceasta este cea mai bună mașină pe care puteți să o folosiți la Touring Card. La bikes, pentru cursele de bikes, avem din nou un Ducati. Mai exact, Panigale R. Vorbim aici tot de touring, de modalitatea touring, de întreceri pe care le facem, doar că putem să facem și cu motoare, iar acesta este motorul pe care putem să-l folosim, cel mai bun motor de fapt pe care putem să îl folosim. Ok, cer scuze, am ieșit, intru din nou imediat. Mai avem Alfa GP și Air Race-urile. Și o să vă arăt și aici cele două mașini, mă rog, mașini, avioane pe care puteți să le folosiți. Nu pot să intru în meniu pentru că îmi schimbă mașina. Încă nu cunosc foarte bine jocul, vedeți că încă îmi dă cu virgulă, ca să zic, așa. Bun, ziceam Alfa GP. Îi dăm aici un filtru. Alfa GP, pentru Alfa GP cea mai bună mașină este Alfa Mark X. Mai exact aceasta este cea mai bună mașină pe care puteți să o folosiți la cursele de acest tip. Iar pentru ultima, adică Air Race, ultima modalitate, cel mai bun avion este YMF. Vaco YMF 5D Super. Este cel mai bun avion pentru acest tip de curs pe care puteți să-l folosiți. Bun, cam acestea sunt mașinile / avioane / bărcile cele mai bune pentru fiecare categorie în parte. Sper că aceste informații v-au fost de ajutor. Mie mi-au fost cu siguranță, pentru că știu pentru fiecare tip de cursă în parte către ce să mă îndrept acum la început pentru a avea șanse mai mari, mai ales că nu am o experiență foarte mare în jocurile de acest tip, și faptul că reușesc să-mi iau cele mai bune mașini din fiecare tip, cu siguranță o să mă ajute. După care, bineînțeles, având în vedere faptul că este destul de ușor să acumulez bani în acest joc,
odată ce ai mașinile astea și ai reușit să le duci sus pe toate, încep să faci colecții, cel puțin așa văd eu seria aceasta pe care eu o aduc în live-urile mele de pe canal. O văd ca pe o carieră unde momentan învăț încă jocul și adun bani pentru a cumpăra mașinile despre care tocmai v-am vorbit, pentru a putea fi cât de cât competitiv pe fiecare tip de cursă pe care o fac, după care cu siguranță o să înceapă o colecție, ca să zic așa. Ideea mea este ca într-un viitor nu foarte îndepărtat să reușesc să am, dacă nu toate mașinile, bărcile și avioanele, măcar o bună parte dintre ele. Cam acesta a fost videoul de astăzi, sper că v-a fost de ajutor tot ceea ce v-am spus, lăsați un like, un comentariu, vă mulțumesc mult, jos în descriere aveți un link către serverul nostru de Discord, unde ne jucăm acolo toți împreună, suntem peste 60 de persoane, toate persoanele venite în ultima lună bună, toate active, ne jucăm diferite jocuri, deci vă aștept și pe voi. Have fun, băieți!